Aici e Europa Liberă, ascultați Dincolo de Știri, un podcast în care explicăm principalele evenimente ale săptămânii și le punem în context. Eu sunt Elena Cioina. Discutăm Dincolo de Știri cu mine Nicolae Negru și cu mine Igor Boțan. Iar această discuție este înregistrată joi, 12 septembrie, după prânz. Pentru orice evoluție, urmăriți site-ul nostru moldova.europalibera.org și paginile Europei Libere pe rețelele de socializare. La Chișinău, în vizită oficială, a fost ministrul maghiar de externe, a cărui țară deține în acest moment președinția Uniunii Europene. El a declarat că Ungaria susține parcursul european al Republicii Moldova, dar consideră că performanțele de aderare trebuie evaluate separat de cele ale Ucrainei. Între timp, premierul moldovean Dorin Recean a mers într-o vizită oficială la Bratislava, unde s-a întâlnit cu conducerea pro-estică a acestei țări și cu care a discutat despre consolidarea relațiilor moldo-slovace. Iar speakerul Parlamentului Igor Grosu a participat la cel de-al patrulea summit al platformei Crimea. De ce și-a schimbat Moscova ambasadorul în Republica Moldova este un alt subiect al podcastului și mai mulți preoți militari subordonați Mitropoliei Moldovei au refuzat să zboare în Rusia, după ce Ministerul Apărării le-a condiționat colaborarea. La finele săptămânii trecute, la Chișinău s-a aflat în vizită oficială anunțată de diplomația moldovenească chiar în ajun, ministrul maghiar de externe Peter Szijjártó. Venirea lui în Moldova se produce după o serie de alte vizite ale altor oficiali europeni care au îndemnat moldovenii să participe la referendumul pro-integrare europeană. Spre deosebire de discursurile pozitive și încurajatoare ale predecesorilor săi, diplomatul maghiar a declarat că țara sa, care în acest moment deține prin rotație președinția Uniunii Europene, va depune eforturi pentru a ajuta Republica Moldova în procesul său de integrare europeană, precizând însă că integrarea Ucrainei trebuie abordată separat. Ungaria îi reproșează Ucrainei că ar încălca mai multe drepturi fundamentale ale Uniunii Europene, referindu-se la drepturile maghiarilor din această țară. Totodată, la Chișinău, ministrul ungar de externe a acuzat Uniunea Europeană de fățărnicie, menționând că, deși oficial țările susțin integrarea Republicii Moldova, sunt miniștri de externe care ar încerca să tergiverseze procesul de extindere. Iar acest lucru s-ar manifesta prin noi și noi cerințe față de Republica Moldova. Declarațiile oficialului maghiar au stârnit replici acide la adresa ministrului de externe Mihai Popșoi, care nu ar fi avut o reacție față de declarațiile omologului său legate de Ucraina, iar astăzi oficialul moldovean a declarat că toată lumea știe poziția Ungariei față de integrarea europeană a Ucrainei, prin urmare, citez, să intervii într-o dezbatere care nu te vizează nu este de bon ton, a spus Mihai Popșoi. Igor, până la urmă, ce mesaj a transmis oficialul maghiar moldovenilor? Unul de încurajare pentru integrarea în Uniunea Europeană sau unul care să-i determine să mai reflecte sau chiar să descurajeze participarea lor la referendumul din 20 octombrie? Părerea mea este că mesajul ministrului de externe maghiar este unul pozitiv pentru Republica Moldova. Noi cunoaștem cu toții că practic toate statele membre susțin integrarea Uniunii Europene și de asemenea cunoaștem cu toții lucru confirmat și de ministrul maghiar că Ungaria are o poziție deosebită. Și sigur că era foarte important să vedem dacă această poziție deosebită a Ungariei poate ridica piedici în calea integrării europene a Republicii Moldova. Deci noi am auzit că nu, dimpotrivă, am auzit că Ungaria va depune efort pentru ca Republica Moldova să-și atingă scopul, să ajungă la izbândă. Sperăm foarte mult că atunci când ministrul maghiar acuză Uniunea Europeană de fățărnicie, iar domnia sa afirmă că Ungaria susține integrarea europeană a Republicii Moldova, el nu este fățarnic. Asta este concluzia la care ajung eu. Este adevărat că declarațiile domniei sale referitoare la Ucraina sunt oarecum descurajate, dar noi știm că atunci când lucrurile sunt abordate pentru a soluționa probleme concrete, se găsesc soluții și am văzut că această soluție s-a găsit și la summitul Consiliului European atunci când s-a decis deschiderea negocierilor cu Republica Moldova și Ucraina. Încă
încă un lucru foarte pozitiv din punctul meu de vedere, toată lumea se poate convinge că Uniunea Europeană nu e Uniunea Sovietică. Că Uniunea Europeană pot exista țări care au puncte de vedere diferite, că acolo se discută, că acolo se ia în considerație că pentru guvernul maghiar a votat poporul maghiar, poporul din Ungaria și da, sunt probleme, e dificil, dar pentru că Europa este oarecum fărâmițată și are un vecin cum este Rusia, mare și cu pretenții mari, nu există o soluție mai bună decât aceste țări să se unească împreună în cadrul Uniunii Europene și cu multă răbdare să găsească soluții pentru toate problemele care există. Și atunci când ministrul maghiar, deci repetă mantrele exprimate de către premierul maghiar, că iată, Ucraina are anumite restanțe, că încalcă drepturile omului, a minorității maghiare, noi stăm și ne gândim și zicem foarte bine, atunci lăsați Ucraina să intre în Uniunea Europeană și în cadrul Uniunii Europene pot fi rezolvate mai lesne toate aceste probleme decât să ții Ucraina departe și să tot invoci că Ucraina ridică problema, mai cu seamă că s-a dovedit că Ucraina are și ea instrumentarul necesar pentru a influența lucrurile, inclusiv situația economică, energetică a unor țări din Uniunea Europeană. Iar Ucraina, înțelegem cu toții, luptă pentru propria existență. Și acest lucru trebuie să luăm în considerație și multe din păcatele pe care le are Ucraina trebuie văzute, înțelese, trebuie să se depună eforturi pentru ca aceste neajunsuri să fie înlăturate, dar fără a slăbi pozițiile Ucrainei în lupta sa pentru suveranitate și independență. Eu asta am înțeles din discurs. Cât privește criticile, ele sunt binevenite și eu susțin atitudinea domnului ministru al afacerilor externe, care spune că, domnilor, noi avem un scop, noi avem un potențial, noi nu putem intra într-o polemică inutilă. De asta și-am invitat un alt demnitar maghiar ca să aflăm punctul de vedere, dar nu să intrăm cu el într-o polemică. Polemicile se pot da în cadrul unor discuții între experți care ulterior pun pe masă factorilor de decizie și soluțiile care trebuie abordate public. Nicolae, care sunt totuși rațiunile pentru care, iată, autoritățile moldovene pun într-un fel accentul pe relații speciale cu guvernele unor țări privite cel puțin critic în interiorul Uniunii Europene? Bine, eu nu am observat că guvernul ar pune accent special pe relația cu Ungaria sau, să zicem, Slovacia. Care sunt motivele sau mobilul ce stă în spatele acestor relații? Putem doar să ghicim dacă Ungaria, dacă Slovacia s-ar pronunța împotriva aderării Republicii Moldova la Uniunea Europeană, asta ar crea probleme suplimentare pentru diplomația noastră, pentru statul nostru. Noi totuși nu avem mărimea Ucrainei și nici influența Ucrainei să determinăm un stat sau altul să ne susțină dacă statul respectiv nu vrea. Pe de altă parte, desigur, unele declarații a lui Siarto au fost, cum se zice, prea ieșite într-un fel din normele diplomatice. De ce trebuia el să vorbească despre lucruri care, de fapt, nu sunt prima dată, putea să le spun în oricare altă parte, de ce a venit el la Chișinău să se războiască cu Uniunea Europeană și să spună că cineva nu ne-ar dori, dar sunt fățarnici, iar noi suntem sinceri, noi singurii suntem sinceri. Sau că noua ordine mondială care se constituie acum, nu știu unde o vede el această ordine mondială, vedem anumite eforturi ale Rusiei de reconstruire sau de refacere a ordinii mondiale. Deci e un fel de muzică sau un fel de melodie la unison cu Moscova și el zice că aceste procese slăbesc Europa, exact ceea ce spune și Moscova și mai cu seamă, desigur, de ce trebuia el să atace Ucraina aflându-se aici, în Republica Moldova. El știe și de altfel a spus Popușoi că
Noi depindem foarte mult de Ucraina. Libertatea noastră depinde de libertatea Ucrainei. Ucraina apărându-se ne apără și pe noi. Și atunci când tu lovești în apărătorul nostru, e cel puțin nepoliticos. Adică el a venit să facă aici să bage zăzanie, ceea ce nu-i frumos, cel puțin ca să dăm o calificare. Nu-i frumos din partea sa. Adică el putea să țină cont și de interesele Republicii Moldova în cazul de față, fiindcă era la noi în ospeție. El îi reproșează Ucrainii faptul că aceasta ar influența asupra securității energetice a Ungariei și Slovaciei. Ucraina spunea că ar putea închide tranzitul gazelor rusești spre Slovacia, spre Ungaria, în general spre Europa. Dar nu reproșează Rusiei că a început un război și pune, cum să zic, această ordine mondială, încălcând toate normele internaționale, încălcând dreptul internațional, Carta ONU și așa mai departe, și el nu-i reproșează Rusiei nimic. Adică Rusia este etalon și iată Ucraina e cea care stă în calea fericirii europene, ceea ce iarăși e pur și simplu ridicol. Explicația ta care ar fi? De ce a făcut el aceste declarații foarte directe așa la adresa Ucrainei în Republica Moldova, fiind oaspite aici? Păi de ce? Fiindcă, cum să zic, este propagandist și vedem că Ungaria oriunde merge, asta face. Vrea să fie pe placul Rusiei, probabil. Eu asta presupun, fiindcă anumite reguli diplomatice nu îți permit să pui gazdele la cel care te duci să le pui într-o situație jenantă, incomodă, dar el asta a făcut. Și nu cred că avem ce-i reproșa în caz de față lui Popșoi, el a procedat din punctul meu de vedere corect, nu a intrat în polemică, fiindcă nu ar fi arătat, să zicem, nu ar fi fost de bon ton, dar nu ar fi arătat bine și, pe de altă parte, toată lumea știe, nu-i prima dată când spune Siarto aici și în alte parte, ceea ce a spus la Chișinău. Punctul meu de vedere se deosebește de a lui Nicolae, pentru că domnul Siarto a fost foarte drăguț până când jurnaliștii nu l-au provocat. Este un succes al jurnaliștilor din Republica Moldova și în special a reporterului de la Europa Liberă, care i-a pus o întrebare și care l-a dezlănțuit, l-a făcut să se dezlănțuiască pe domnul Seartoș. Acest lucru trebuie menționat. El a fost în limitele cadrului, hai să spunem așa, prescris pentru diplomații de nivelul ministrilor de externe, dar jurnaliștii l-au întrebat, l-au... Și l-a reacționat emotiv. Și el, da, asta e greșeala lui deja. Eu așa înțeleg. Dar oriunde te afli, trebuie să rămâi diplomat. Exact. El este diplomat aici, și există anumite reguli pe care el nu le-a respectat. Aici suntem pe aceeași undă și așa că felicitări pentru jurnaliștii care au știut cum să-l provoace pe domnul ministru. N-a fost greu deloc. Asta e cu totul altceva. Premierul moldovean Dorin Recean s-a aflat marți într-o vizită oficială la Bratislava, unde s-a întâlnit cu trei politicieni, cu cea mai mare putere din Slovacia, premierul Robert Fico, președintele Peter Pellegrini și președintele Parlamentului Peter Žiga. Agenda vizitei premierului Recean în capitala Slovaciei a cuprins, potrivit unui comunicat de presă al guvernului moldovean, discuții despre consolidarea relațiilor moldoslovace și identificarea noilor oportunități de colaborare în domeniile de interes comun. Totodată a fost semnat un document pentru evitarea dublei impozitări și prevenirea evaziunii fiscale. Deși este o țară membra a Uniunii Europene și NATO, Slovacia cochetează în ultima vreme cu Estul, mai exact cu Rusia, într-o politică externă pe care liderii ei o numesc suverană. Nicolae, având în vedere politica externă suverană, cum o numește actuala conducere a Slovaciei, care cochetează, cum ziceam, cu Estul, deși e țară membră UE, cum poate această vizită a premierului Recean să consolideze relațiile bilaterale dintre cele două țări și pe ce domenii anume? Din punctul ăsta de vedere, trebuie să spunem că Republica Moldova, chiar dacă depinde de Ucraina, asta nu înseamnă că Republica Moldova trebuie să facă politica Ucrainei. Republica Moldova face politica ei. Și eu cred că Recean, ministerul nostru de externe, a considerat necesar să meargă în Slovacia și să rezolve anumite probleme. Poate că acolo e o verigă slabă, noi nu știm,
sau acum când nu se manifestă, poate se manifeste în viitor, deci e o politică externă care anticipează anumite lucruri și eu nu văd nimic rău în asta. Dacă există anumite probleme, să fie rezolvate. Dacă există o posibilitate ca Slovacia să se opună procesului nostru de integrare europeană, trebuie aceste probleme, aceste bariere trebuie înlăturate. Cât privește Robert Fico, știi toată lumea atitudinea lui, știi toată lumea că el a zis că nu o să ajute Ucraina, nu o să dea niciun glonț pentru Ucraina. Este și el pentru acest proces să se așeze la masa tratativilor fără ca Rusia să-și retragă trupele de pe teritoriul Ucrainei. Lucrurile astea nu cred că trebuiau să împiedice diplomația noastră să aibă legături cu Slovacia. E ca în vestita novelă a lui Drusă. Plouă, ninge, drumul nu stă și în cazul de față plouă, ninge, apar anumite probleme, ele trebuie rezolvate și trebuie discutat dacă asta ajută să ne mișcăm înainte. Igor, de ce ar fi importantă pentru Republica Moldova o relație bună cu Slovacia? Există riscul ca această țară să se împotrivească la un moment dat, să pună anumite piedici în acest proces de aderare a Republicii Moldova la Uniunea Europeană? Păi, tocmai vizită domnului premier Recean la Bratislava, răspunde la întrebarea ta, Elena. Așa cum am văzut cu toții, premierul Fico a spus foarte clar că Slovacia susține integrarea europeană a Republicii Moldova. Și acest lucru contează foarte mult. Nicolae a menționat, avem în cadrul Uniunii Europene două țări care au o poziție foarte, foarte specifică în raport cu Rusia și cu Ucraina și pentru Republica Moldova este foarte important să se asigure că odată negocierile începute și aceste țări nu vor ridica niciun fel de bariere. Lucru pe care l-am văzut cu toții că atât iată Ungaria cât și Slovacia spun foarte clar că nu au probleme cu Republica Moldova, susțin parcursul de integrare europeană și în acest context este foarte important ca relațiile bilaterale economice să se dezvolte și am văzut că în cadrul acestei vizite la Bratislava, premierul Recean a menționat că da, avem un potențial. Potențialul nostru de schimb de mărfuri poate fi în creștere. A menționat că o țară mică cum este Slovacia a dezvoltat în Republica Moldova proiecte de aproximativ 10 milioane de euro, ceea ce iarăși este foarte important. Vedem că această țară susține Republica Moldova. Pe de altă parte, noi înțelegem jocurile politice. Două țări mici, care apropo ambele și Ungaria și Cehoslovacia, nu e vorba de Slovacia, au avut de suferit de pe urma dominației sovietice după cel de-al doilea război mondial și după intervențiile brutale în 1956 și în 1968 în Ungaria și în Cehoslovacia și tocmai în aceste țări vedem această cochetare cu Rusia și sigur că trebuie să reflectăm asupra cauzelor de ce se întâmplă acest lucru și ajungem la concluzia că e vorba de chestii de ordin economic. Țările sunt mici, părerea lor, dacă înțeleg eu corect, este că cochetând cu Rusia pot avea acces la resurse energetice mai ieftine ca să le facă mai competitive. Asta ar fi explicația și sigur pentru a înfrumuseța și a da valoare acestei cooperări speciale cu Rusia, ei invocă și factorul că, iată, Putin și regimul acestuia ar fi apărătura valorilor tradiționale. Deci lucru care în mare măsură nu poate fi ignorat, pentru că noi vedem și în Germania, noi vedem și în Franța forțe politice care au prins aripi în ultima vreme și care invocă aceleași argumente și culmea în Statele Unite ale Americii. Vedem astfel de mișcări care invocă, iată, această tendință tradiționalistă care să combată progresiștii și globaliștii. Deci noi, ca țară mică cu potențial foarte modest, în acest ocean al intereselor trebuie să găsim calea cea mai corectă. De aceea eu sunt în favoarea relațiilor bune atât cu Ungaria cât și cu Slovacia, dar de o manieră care să se înțeleagă foarte clar pentru toată lumea că noi avem discernământ și înțelegem ce e bine, ce e rău și împingem țara noastră în direcția bună prin aceste stânci subacvatice care există și care ne pot dăuna mult. Igor vorbea despre ponderea economicului în această poziție a Slovaciei. A pomenit de Cehoslovacia, iată că ce
Cehia promovează o cu totul altă politică, radical diferită de Slovacia și de Ungaria. La mijloc totuși nu este economicul aici, la mijloc este ideologia, este acest populism care prinde într-adevăr rădăcini, e o anumită frică de anumite schimbări care într-adevăr se produc în Europa și este și o influență a Rusiei, trebuie să spunem că aceste schimbări nu se fac pe loc gol sau așa din aer, apar și influențează pe oameni. În această direcție se lucrează, se investesc foarte mulți bani. Gazpromul este una din pârghiile Rusiei în această direcție. Vedem într-adevăr și în Europa Occidentală crește această influență așa zisului populism sau rusofilismului, dar desigur că lucrurile nu ar sta așa dacă nu ar exista anumiți politicieni interesați și având anumite legături cu Rusia, și despre Orban se vorbește și despre Fico se vorbește și despre anumiți politicieni. Iată acum alternativa pentru Germania, de exemplu, s-a descoperit că un politician influent din acest partid a avut și el anumite relații cu Rusia. Deci lucrurile trebuie privite din unghiul ăsta al luptei geopolitice care se dă în Europa. Și da, e și pe plan economic, dar e și pe plan ideologic. Șeful legislativului de la Chișinău, Igor Gros, a participat la cel de-al patrulea summit al platformei Crimeia, unde au fost abordate subiecte legate de situația actuală de securitate a Ucrainei. Evenimentul, găzduit de președintele Volodymyr Zelensky, a avut loc la Kiev și a reunit delegați din mai multe țări. În discuție au fost puse modalități juridice, economice, politice și umanitare menite să readucă Crimeia sub controlul Ucrainei. Au comunicat reprezentanții ai Parlamentului de la Chișinău, care au adăugat că Igor Grosu a ținut un discurs în care s-a referit la consecințele agresiunii ruse în țara vecină și a Republicii Moldova inclusiv, precum și la eforturile de a integra cele două țări în marea familie europeană, precum și de a contribui la climatul de pace și la securitatea europeană. Nicolae, ce decizii importante sunt luate la un astfel de forum și care este rolul Republicii Moldova în acest proces în care se discută modalități diverse de a readuce Crimeea în sub controlul Ucrainei? Când e vorba de Crimeea și de asemenea de aceste întruniri, e a patra deja, importanța e mai mult simbolică, e menținerea acestei idei în opinia publică internațională și desigur că națională și în Republica Moldova și mai cu seamă în Ucraina, că Crimeea este Ucraina, Crimeea aparține Ucrainei și comunitatea internațională nu are de gând să recunoască pretențiile Rusiei asupra Crimeei. Și da, se fac anumite acțiuni în cazul de față, e vorba și de tătare din Crimeea care au de suferit cel mai mult în această ocupație a Crimeei. Se vorbește de această perspectivă a readucerii Crimeei în cadrul statului ucrainean și eu cred că este important participarea președintelui Parlamentului Republicii Moldova. Asta, într-un fel, demonstrează atașamentul Republicii Moldova față de normele internaționale și, într-un fel, se protejează Republica Moldova, fiindcă avem și noi o parte a teritoriului ocupat, chiar dacă Rusia încă oficial nu a recunoscut Transnistria, dar este ocupată această parte și, desigur, că e și o formă de recunoaștere a faptului că Ucraina este foarte importantă pentru noi, fiindcă de rezistența Ucrainei, s-a spus de atâtea ori, dar nu strică să repetăm, rezistența Ucrainei, libertatea Ucrainei este și libertatea noastră. Igor, mesajul pe care l-a transmis, mesajul cheie pe care l-a transmis Igor Grosu la acest forum internațional legat de integrarea celor două țări în marea familie, care ar fi el?
De solidaritate completă cu Ucraina și cu acțiunile întreprinse de Ucraina, pentru că Ucraina are dreptate în această confruntare, pentru că este victima unei agresiuni. Ăsta este principalul mesaj. Dar în afară de mesajul de susținere a Ucrainei, domnul Igor Grosu a punctat lucruri foarte importante, care nu pot fi trecute cu vederea. Deci el a scos în evidență că lucruri concrete, că Republica Moldova susține planul președintelui Zelenski, că Republica Moldova susține această încercare a statelor europene de a contabiliza daunele pe care Rusia le-a produs Ucrainei și că Republica Moldova susține că Rusia va trebui să achite reparații, compensații pentru daunele pe care le-a creat Ucrainei și sigur că mesajul, un al treilea lucru foarte important, mesajul de gratitudine din partea Republicii Moldova pentru curajul și eroismul ucrainenilor care își apără propria existență, suveranitatea și independența statului ucrainean și implicit, din cauza geografiei, apără și Republica Moldova. Și iată că, datorită acestor acțiuni a ucrainenilor, Republica Moldova, iată, a prins și acest tren al integrării europene. Deci, Republica Moldova, ca și cum este beneficiar de pe urma acestei nenorociri care s-a bătut asupra Ucrainei și de aceea Republica Moldova este conștientă de acest fapt și în măsura posibilităților pe care le are, vine să susțină Ucraina. Asta e un lucru care merită remarcat pentru că în interiorul Republicii Moldova avem forțe politice care țipă cât îi țin bojocii că Republica Moldova este neutră, că Republica Moldova nu trebuie să aibă discernământ fiind neutră, nu trebuie să discearnă între bine și rău, trebuie pur și simplu să stea și să nu facă absolut nimic în favoarea Ucrainei și factorul umanitar de asemenea a fost menționat de domnul Grosu că 60.000 de cetățeni ucraineni se află prezent pe teritoriul Republicii Moldova și se bucură de asistența statului Republica Moldova. În general, această platformă mi se pare că este foarte importantă pentru că vedem lucruri care impresionează. În primul rând, această platformă, așa cum a spus președintele Zelenski, iată că este susținută de mai mult de jumătate din statele lumii. Și asta, cei care participă pot veni și pe această platformă să-și declare susținerea pentru Ucraina, adică să confirme susținerea celor 3 sau 4 rezoluții ale Adunării Generale ONU în care Rusia a fost calificată drept stat agresor și să susțină Ucraina. Dar această platformă oferă mult mai mult, pentru că pe lângă declararea poziției, pe această platformă se discută planul Zelenski, se discută ajustări la acest plan, pentru că e una când ai un plan, îl faci public și îți dai seama că el trebuie ajustat la anumite realități, fără a ceda lucruri principiale. Și iată că acest lucru se întâmplă. Vedem că președintele Ucrainei a stabilit relații relativ bune cu premierul Indiei. India își oferă suportul pentru negocieri. Ucraina este gata de negocieri, dar negocieri pe marginea planului pe care e elaborat, astfel încât Ucraina să nu fie cea care după efortul și viețile umane pe care le-a pus pe altarul supraviețuirii sale să nu fie păgubită. Și vedem că, de exemplu, președintele Turciei a făcut o declarație la care s-a referit și Nicolae, legată de Crimeea și de poporul tătarilor din Crimeea și Erdogan a evocat lucruri despre care a spus că rămâne ferm pe această poziție. Crimeea este Ucraina și Turcia care, iată, menține relații economice strânse cu Rusia, Turcia care ajută Rusia prin, așa zisul, import ascuns sau oferă posibilitatea Rusiei să importe materiale care au dublă destinație și așa mai departe, în ceea ce privește integritatea teritorială a Ucrainei, nu cedează. Astfel de platforme sunt importante pentru a vedea foarte clar ce se întâmplă. De cealaltă parte vedem comportamentul Rusiei. S-au schimbat lucrurile. Ucraina, iată, i-a transmis Rusia un mesaj foarte clar. Dacă ăsta nu-i război și operație specială militară, de ce vorbiți despre utilizarea armei nucleare? Își imaginează cineva că într-o operațiune specială militară cineva poate folosi arme nucleare? Este o nebunie. Sau dacă e operație specială, hai să vedem, iată, intrăm pe teritoriul Rusiei. Cum reacționați la această? Deci, Ucraina întreprinde măsuri prin care pune Federația Rusă și toată retorica acestei țări agresoare într-o situație
situație foarte dificilă. E război sau e operație specială militară? Și cum reacționați la asta? Și pe această platformă, sigur că, da, după ce s-au încheiat lucrările, am văzut că la Kiev au venit miniștrii de externe din Statele Unite și Marea Britanie, unde se discută problema ca armele care sunt puse la dispoziția Ucrainii, ca să fie clar pentru ascultătorii noștri. Statele Unite și Marea Britanie au semnat memorandumul de la Budapesta, în care i-au dat garanții Ucrainii că vor apăra suveranitatea și independența acestei țări de orice atac care a venit din partea altui semnatar, Rusiei. Și acum e foarte important pentru Ucraina ca să obțină permisiunea să atace ținte militare, doar ținte militare, pe teritoriul Rusiei, de pe care decolează avioane, de exemplu, care bombardează infrastructura vitală a Ucrainei, distrug orașe, vieți omenești și așa mai departe. De aceea eu cred că autoritățile din Republica Moldova au în privința Ucrainei un comportament, ca să-i spunem așa, modest, decent și demn. Așa cred eu. Federația Rusă și-a schimbat ambasadorul în Republica Moldova în locul lui Oleg Vasnetsov, pe care președintele Vladimir Putin l-a rechemat acasă după 6 ani cât s-a aflat în această funcție. Fotoliul este ocupat acum de Oleg Ozerov. Documentele publicate pe portalul actelor oficiale nu conțin motivele acestor decizii. Potrivit agenției de presă rusești de stat TASS, Ozerov a condus anterior secretariatul Forumului de Parteneriat Rusia-Africa. În vârstă de 66 de ani este în serviciul diplomatic din 1981, a lucrat în Siria, Tunisia și Franța, vorbește arabă, franceză și engleză. Între 2010 și 2017 a fost ambasador în Arabia Saudită. Comentând numirea lui Ozerov în funcția de ambasador al Federației Ruse la Chișinău, vicepremierul Mihai Popșoi, ministru de externe, a precizat că diplomația Republicii Moldova a acceptat candidatura diplomatului rus după ce instituțiile abilitate au efectuat toate verificările necesare. Nicolae, de ce a luat Vladimir Putin această decizie? Ar fi greșit cu ceva Vasnetsov în fața conducerii de la Moscova și de ce trimite un ambasador care cunoaște mai mult contextul politic al țărilor arabe și africane? Are acest lucru vreo importanță sau nu? Eu cred că are. Vedem că Rusia a schimbat ambasadorul nu numai în Republica Moldova, dar și în România. S-ar putea că există o nemulțumire față de activitatea acestor ambasadori. Pe de altă parte, Vasnetsov se află aici din 2018. E deja, putem spune, că 2 termeni și poate că era firesc să fie schimbat. S-ar putea că există, cum spuneam mai înainte, o anumită nemulțumire de ce se întâmplă aici în Republica Moldova. Poate că ambasadorul Vasnetsov nu a informat cum se cuvine sau poate că li se pare la Moscova că nu a întreprins toate acțiunile necesare pentru schimbarea guvernării sau pentru reorientarea politicii externe a Republicii Moldova. Vedem acest război hibrid, Rusia se implică foarte, să zicem așa, cu multă patimă în afacerile interne ale Republicii Moldova. Posibil, iarăși presupun, văzând CV-ul lui Ozerov, că acest ambasador posedă mai multă practică de implicare în afacerile interne ale țărilor în care s-a aflat sau a căror acțiune de politică externă a coordonat, de exemplu, cu țările Africii. Știm noi ce s-a întâmplat în Africa, s-au plat răsturnări de guverne în anumite țări, iarăși sub egida, să zicem așa, a lui Wagner, a acestor unități militare private, ca și cum, dar a și spus Putin că de fapt ele sunt finanțate de guvernul rus. Deci sub acest camuflaj al privatului, de fapt, acționează statul rus. Și zic că putem presupune că Ozerov a fost implicat în toate aceste răsturnări, în toate aceste acțiuni ale statului rus de acaparare a statelor africane respective sau de influență asupra politicii lor, de acaparare a anumitor resurse energetice și așa mai departe. Și am putea presupune că e vorba de o schimbare de pagină, de o anumită mutare a politicii externe ruse în Republica Moldova. Pe de altă parte, am auzit și chiar am
am văzut unii, le spunem, patrioți de-ai noștri, revoltându-se că de ce guvernul și-a dat acceptul, de ce Republica Moldova și-a dat acceptul, că adică ar exista o conspirație în această situație. Eu am încercat să găsesc dacă este Ozerov, dacă s-a manifestat Ozerov cu ceva împotriva Republicii Moldova sau dacă este el într-adevăr un radical, un extremist care nu trebuia acceptat ca ambasador în Republica Moldova, pot să spun că n-am găsit. Internetul cel puțin nu mi-a pus la dispoziție o informație suplimentară și atunci toate aceste reproșuri la adresa guvernării că el nu trebuia acceptat Olegul Ozerov, nu văd bază pentru o asemenea decizie și eu cred că și Moscova înțelege faptul că dacă ar trimite pe cineva care este vulnerabil la astfel de acuzații, de pildă de radicalism, de politică antimoldovenească sau antiromânească, eu cred că Moscova ar fi căutat pe altcineva. Deci ea are nevoie de o persoană probabil experimentată în anumite destabilizări, în anumite procese, să zicem așa, netradițional diplomatice și probabil i-a venit și termenul lui Vasnetsov să plece. Igor, tu ce crezi? I-a venit termenul și de ce acum, înainte de aceste alegeri importante pe care le avem pe 20 octombrie, care ar fi explicația ta? Cu certitudine, lui Vasnetsov i-a venit termenul și sunt de acord cu Nicolae că activitatea lui probabil a provocat nemulțumire la Moscova, dar dacă m-ar întreba pe mine cineva, ar fi trebuit Guvernul Republicii Moldova să dea agrement pentru domnul Ozerov, eu aș spune mai degrabă nu, pentru că domnul respectiv, așa cum a menționat Nicolae, cred că a avut o implicație în ceea ce s-a întâmplat într-un șir de țări din Africa. Fără rezidenți, fără spioni, acest lucru e imposibil de efectuat și faptul că această companie militară privată, Wagner, a obținut acolo poziții foarte, foarte puternice. A fost și o investigație a unui grup de jurnaliști ruși care au fost pur și simplu uciși de către reprezentanții Wagner după ce au investigat cu ceea ce se ocupă ei în Africa. Așa s-a întâmplat că această mutare a coincis cu un interviu pe care jurnalistul ucrainean Dmitri Gordon l-a luat de la Oleg Kalugin, care iată a împlinit recent 90 de ani și este directorul unui muzeu de spionaj din Statele Unite și care a fost întrebat despre cum lucrează spionajul rus și dacă metodele utilizate de sovietici sunt actualmente utilizate de Putin și de administrația lui și ăsta recunosc iar Kalugin, ca să înțeleagă toată lumea ce figură a fost, putea deveni succesorul lui Andropov la funcția de șef al KGB-ului sovietic și a fost șeful și rezident al spionajului sovietic în Statele Unite. Deci când astfel de oameni vorbesc despre metodele pe care le-a folosit Uniunea Sovietică și le folosește Rusia și Putin, trebuie să fim atenți. Cât privește Ozerov, eu tot am căutat Nicolae și am găsit lucruri foarte straniu. Acest Ozerov, care ne-a venit în calitate de ambasador, este șeful unui departament a comunității imperiale pravoslavnice din Palestina, care luptă pentru lumea multipolară, care susține teza lui Putin că Rusia nu are hotare și care susține întru totul această politică agresivă a Rusiei, invocând lucrările unor scriitori, cum este Lev Gumilev, care justifică cumva imperialismul rusesc, că rușii sunt un super etnos, nu sunt o entitate etnică oarecare, dar un super etnos și care avea dreptul la ambiții speciale, care a dezvoltat ideea, așa zisului, pasionarnosti, adică a calităților de politică făcută cu pasiune și care, iată, susține toate aceste lucruri și eu cred că implicațiile sunt foarte profunde și nu este întâmplător deloc. Acest Ozerov a fost numit ambasador aici la Chișinău și pretențiile imperialiste sunt pe față, aici nu poți trece peste ele, deși nimeni nu-i spune domnului Ozerov că Rusia de fapt este o civilizație, hai să spunem așa, secundară, pentru că
tot ce a obținut Rusia în cultură, în știință, este de împrumut. Kremlinul l-au construit arhitecții italieni, Sankt Petersburgul a fost construit de arhitecți italieni, Academia de Știință, bazele ei au fost puse de elvețieni, prima universitate a fost, bazele au fost puse de germani, forma literară este împrumutată de la europeni, forma muzicală împrumutată de la europeni, baletul împrumutat de la europeni. Păi, pretențiile Rusiei, sigur că este o țară cu un popor talentat, cu o contribuție, într-adevăr, impresionantă la dezvoltarea științei, dar vă rog să-mi spuneți ce a inventat Rusia în raport cu Occidentul. Dacă vorbiți despre Africa, Asia și așa mai departe, Europa și America știe ce a dat. Descoperirile științifice, tehnologiile toate care sunt implementate în toată lumea, sunt rodul muncii europenilor și americanilor. Iar în Rusia eu aș vrea să văd cum prosperă Iacutia, Buriatia, Karelia, în special Karelia. Mă interesează pentru că poporul carelofin este unul și același. Noi vedem Finlanda care s-a desprins de Imperiul Rus, care este una dintre cele mai înfloritoare țări în lume, iar Karelia este un subiect depresiv din cadrul Federației Ruse. Eu cred că Rusia ar putea face multe lucruri utile pentru ca popoarele mici din această țară, în special din Siberia, Iacutia, de unde se iau majoritatea bogățiilor pe care le comercează Federația Rusă. Și atunci am fi de acord să vedem dacă problema colonialismului e cu adevărat una care trebuie scoasă în prim plan. Nu m-aș mira dacă acest ambasador și în Republica Moldova ar veni să facă lucruri care ies din această strategie pe care a expus-o pe canalul lui oligarhului pravoslavnic Malofeev. Eu am găsit că el este membru acestei societăți imperiale palestiniene, dar scopul ei este expus nițel altfel, că de a menține prezența Bisericii Rusiei în Palestina. Când ne referim, eu știu, la ceea ce spun imperialiștii ruși, la pasionaritatea rușilor, la colonizările pe care le-au efectuat ei, să ne amintim ce a spus Putin. A reușit să rupim relațiile în general cu Rusia, fiindcă Putin are pretenții teritoriale față de statele care se află în perimetrul fostului Imperiu Rus și fostei Uniuni Sovietice. Și patriarhul Rusiei, Kiril, consideră că noi toți intrăm în spațiul acesta numit Ruski Mir. Păi atunci, de ce biserica noastră să permitem să țină relații cu Patriarhia Rusie? De ce noi mai nu rupim relațiile diplomatice dacă președintele Rusiei spune ceea ce spune, dacă el visează, dacă el își argumentează sau își motivează această operație specială militară în Ucraina prin faptul că Ucraina cândva a aparținut Rusiei și așa mai departe. Deci, în cazul concret, eu ce spuneam, că nu am găsit ca Ozerov să spună, să facă aceste declarații expansioniste, că el îl susține pe Putin, toți susțin pe Putin. Înseamnă că nu trebuia să accepte Republica Moldova, Chișinăul, niciun diplomat rus să vină în această ambasadă, că nu cred că se va găsi unul care să zică că el este împotriva lui Putin. Conform convenției de la Viena, statul care primește ambasadorul are dreptul să respingă candidatura fără să explice motivele de ce nu agrează persoana respectivă. Dar același lucru se poate întâmpla și atunci când Republica Moldova vrea să trimite pe cineva. Și atunci cred că de aceea statele procedează cu prudență, fiindcă poate să înceapă un proces interminabil în cazul de față. Totuși, eu cred că activitatea extradiplomatică a domnului Ozerov, etalată public prin această apartenență la această asociație imperială, pravoslavnică, omul este imperialist. El recunoaște acest lucru. Nu ești un rus care nu este imperialist. Nu era Vasnețov imperialist? Sau Cuzmin, care de la noi s-a dus la București? Erau imperialiști, dar nu erau suficient de activi. Și probabil Ozerov e mai activ și de ce l-au trimis. Este aici și un aspect, să zicem,
pozitiv. Cu cât va fi el mai puțin diplomat, cu cât va fi mai agresiv, cu atât cred că oamenii și-or da seama ce reprezintă Rusia. Mai mulți preoți militari subordonați canonic Mitropoliei Moldovei au refuzat să meargă în așa numitele pelerinaje la Moscova după ce Ministerul Apărării le-ar fi spus că nu va mai colabora cu ei dacă acceptă invitația Patriarhiei Ruse. Ei nu vor mai avea voie să participe la evenimentele organizate de Armata Națională, se spune într-un comunicat al Ministerului. Astfel, din aproximativ 30 de preoți militari, potrivit platformei mediadeschide.md, care se aflau în listă, doar câțiva conduși de protopopul de Criulen și Dubăsari Oleg Vieru au plecat în ultimele zile la Moscova, potrivit poliției de frontieră. Igor, de ce s-ar fi răzgândit preoții militari să meargă în aceste pelerinaje organizate de Patriarhia Rusă? Cum poate fi descifrată decizia lor? Eu cred că acești preoți care au refuzat au discernământ. Probabil după mesajul Ministerului Apărării au înțeles foarte clar că nu trebuie să meargă în pelerinaj într-o țară care îl are în calitate de patriarh pe Kiril, care în cadrul acestui for mondial al Ruschii Vselenei Sabor, soborul rusesc mondial, a declarat care sunt scopurile Rusiei și a Bisericii Ortodoxe rusești. Deci este un scop imperial care a justificat agresiunea rusească împotriva Ucrainei. Deci, dacă luăm în considerație acest mesaj a Patriarhului Kiril și mai luăm în considerație răvașul pe care Mitropolitul Vladimir i l-a trimis Patriarhului acum un an de zile, atunci înțelegem demersul Ministerului Apărării din Republica Moldova și putem înțelege refuzul preoților de a merge în pelerinaj în Rusia, cel puțin atâta timp cât agresiunea rusească împotriva Ucrainei este în desfășurare. Pur și simplu eu nu-mi dau seama cum poți rămâne creștin dacă înțelegi și promovezi învățătura Mântuitorului și în același timp mergi în pelerinaj sub auspiciile unei organizații care susține în mod deschis agresiunea și nimicirea poporului frățesc, așa cum îl numesc ei, ucrainean. Pentru mine lucrurile sunt clare și eu pot doar să salut decizia acestor preoți care au refuzat să meargă în pelerinaj în Federația Rusă. Nicolae, poate afecta în vreun fel relația Mitropoliei Moldovei cu Patriarhia Rusă această decizie a preoților militari? De ce erau importanți pentru Patriarhia Rusă acești preoți? Păi ei erau importanți ca preoți, ca persoane care influențează alegătorii, care vorbesc cu cetățenii Republicii Moldova. Influența lor, așa cum arată sondajele, chiar dacă e în descreștere, totuși e destul de mare. Ministerul Apărării Republicii Moldova a zis că nu va accepta în unitățile militare din Republica Moldova. Mitropolia nu a spus nimic, Mitropolia dimpotrivă. La început a zis că nu e la curent cu acesta și a zis pelerinaj. Pe urmă a zis că îl organizează Patriarhia Rusă, că Patriarhia Rusă plătește. Probabil Patriarhia Moscovei l-a atenționat pe Mitropolitul Vladimir să nu pune piedici acestui așa zis pelerinaj, dar este evident că nu Patriarhia Rusiei plătește SOR sau FSB, deci serviciile speciale ale Rusiei prin intermediul lui SOR și este în mod evident o campanie întreagă de destabilizare, de încercare, de influențare a situației din Republica Moldova prin intermediul bisericii. Asta vorbește și despre eșecul probabil altor instrumente, altor pârghii, altor încercări de a influența alegătorii și desigur că această mișcare deschisă, cinică, obraznică vorbește și despre un anumit grad de disperare, de neputință care îl cuprinde pe Putin, administrația rusă și poate că am putea cita aici acel caz de schimbare a ambasadorului din Republica Moldova și înlocuirea lui cu o persoană mai versată în acțiuni de destabilizare, de interferență în afacerile interne ale unui stat și asta, cum se zice, ar fi un semnal bun, dar totuși o parte de preoți au plecat
la Moscova. Înseamnă că există modalități, există pârghii, fie financiare, fie de alt ordin, poate că fac parte tocmai din unitățile despre care vorbim, că face parte Patriarhul Kiril, din unitățile care au fost formate mult înainte, adică încă în perioada sovietică. Mă refer la KGB. Posibil că au mai rămas aici la noi agenții ai KGB-ului, care acum sunt nevoiți să se supună, adică li s-a spus mergeți la Moscova, ei se duc la Moscova în pofida faptului că Ministerul Apărării a Republicii Moldova a zis că nu veți fi acceptați în unitățile militare ale Republicii Moldova dacă faceți acest pas. Din punctul meu de vedere, Nicolae a punctat corect sursa de finanțare. Dacă sursa de finanțare este Shor, dar există foarte multe dovezi că este Shor, Shor a declarat că are această fundație cu un bagaj, hai să spunem așa, financiar foarte, foarte copios, da, 250 de milioane de dolari, și dacă scopul este influențarea situației din Republica Moldova prin toate metodele, noi vedem cum are loc acest lucru, iar preoții sunt atrași în aceste mreje, atunci situația e foarte tristă. Și cel mai interesant este că preoții ar trebui să fie conștienți că dacă am extrapola normele rusești asupra Republicii Moldova, deci Biserica Ortodoxă din Republica Moldova, afiliată Patriarhiei Rusești, este agent străin. Deci inițiativa lui Igor Dodon de adoptarea unei legi privind agenții străini ar trebui să vizeze în primul rând Biserica Ortodoxă din Republica Moldova. Probabil Sfinții Părinți din Republica Moldova, o parte cel puțin dintre ei, înțeleg acest lucru și pericolele care emană de aici, pentru că, așa cum am mai menționat nu o singură dată, unele sondaje de opinie arată deja că locul bisericii în fruntea clasamentului încrederii l-a luat deja primăria și este un lucru foarte, foarte important și inclusiv pentru această structură. Și aici este foarte important să avem în vedere că atunci când vorbim despre aceste probleme, nimeni nu are în vedere că această biserică supusă canonic Moscovei trebuie cumva să fie limitată în drepturi și așa mai departe. Nu, trebuie să avem discuții. Pornind de la ceea ce are în vedere învățătura Mântuitorului. Cu cine suntem? Cu agresorii sau cu cei care sunt victime și trebuie compătimiți, ajutați, astfel încât să avem ceea ce se numește dreptate pe acest pământ. Și în sfârșit, dar nu în ultimul rând, alegerea expertului, care eventual altă știre, Igor, ți s-a părut interesantă, importantă și merită atenție pentru public? Eu cred că nu voi fi original, dar sigur că dezbaterile dintre candidații pentru funcția de președinte a Statelor Unite ale Americii, care a fost impresionant din punctul meu de vedere, și consecințele acestei dezbateri, pentru că am văzut că Donald Trump a declarat că nu va mai participa la alte dezbateri, deci aceste dezbateri care au avut loc săptămâna curentă sunt punctul final în contrapunerea platformelor celor doi candidați și acum toată campania în Statele Unite se va da în teren, în special în cele 6 state care sunt oscilante și unde se va decide soarta președinției din Statele Unite, dar care va avea și continuitate inclusiv în zona noastră unde avem acest nenorocit război agresiv al Rusiei împotriva Ucrainei. Nicolae? Sigur că și eu am atras atenția asupra acestor dezbateri și cred că lumea întreagă... Ți-a luat Igor știrea. Da, mi-a luat Igor știrea. Presa scrie cine a părut mai convingător și totuși majoritatea mijloacelor de informare masă zic că Kamala Harris s-a strălucit, adică s-a manifestat mai convingător în această dezbatere și a reușit să-l scoată din echilibru pe Donald Trump. Ceea ce mi-a mai atras atenția în legătură cu această dezbatere, reacția Germaniei la unei declarații ale lui Trump că situația energetică în Germania, în general în Europa, nu ar fi prea bună și Germania a emis o declarație că totuși energia regenerabilă în Germania de acum trece de 50%, deci stau bine și câte anul 38 combustibilul fosil nu va mai fi folosit. Nicolae,
Nicolae Negru și Igor Boțan în podcastul Europa Libere Dincolo de Știri, în care explicăm principalele evenimente ale săptămânii și le punem în context. Dacă ascultați acest episod la radio, vă îndemnăm să mergeți pentru versiunea completă pe moldova.europalibera.org sau alte platforme digitale, Spotify, Apple Podcast sau YouTube. Tot acolo găsiți celelalte podcasturi ale Europa Libere, Reporterii, Laboratorul Social, În Esență și Pe Agenda cu Cristina Popușoi. Pentru a nu rata niciun episod și niciun podcast al Europei Libere, abonați-vă! Eu sunt Elena Cioina, vă mulțumesc pentru atenție. Pe curând!